Vă rog frumos câteva cuvinte despre această expoziție, de ce ați ales să o aduceți aici la Muzeul de Artă Brașov? Păi, această expoziție a fost mai întâi la Sibiu, a avut succes acolo, au fost 40.000 de vizitatori. Domnul director Radu Bubica a fost în vizită acolo, am discutat. Plus că anul trecut am fost la Brașov și cumva am generat și am participat la reabilitarea a ceea ce vedeți pe jos și sălile. Așadar, am văzut spațiul anul trecut, mi-a plăcut foarte tare și am dat curs cererii conducerii Muzeului Brașov. În plus, Brașovul pentru mine este un oraș de suflet pentru că vin aici din totdeauna. Pe de-o parte. Pe de altă parte, expoziția aceasta are, să spunem așa, și un grad pedagogic. Aici vedem 30 de artiști din secolul 20, cei mai importanți artiști din secolul 20 din Europa. Între ei l-avem și pe Victor Brauner, care a trăit în Franța, român plecat în Franța. Și avem lucrări de tot, avem gravură și litografie. Avem lucrări originale, multe lucrări originale, semnate de artiști în timpul vieții lor. Și o altă categorie de lucrări care au fost scoase de edituri la cererea moștenitorilor sau la altor persoane interesate să aibă, știu și eu, serii de lucrări după operele maestrilor de aici. Am adus și o serie de cărți, vitrinele, sunt vreo 5 vitrine în care am pus cărți, vorbim de cataloge de expoziții și de reviste franțuzești, Derrière le Miroir sau Verve, reviste care conțin și litografii originale. Ele au apărut până în anii 80, după care s-au închis. Așadar, este o poveste frumoasă, este un dar pe care îl fac brașovenilor și chem să vadă această expoziție și în plus am donat două lucrări de Picasso, două litografii care aș dori să se vândă, iar cu banii să putem să reabilităm etajul 1, care nu arată prietenesc. Efectiv, parchetul este murdar, are fel de defecte. Prin urmare, mă înscriu în lista asta de sponsor, cum am făcut și anul trecut, și donez și două lucrări. Sper să se vândă bine și cu banii aceștia și cu alții care o să mai vină de stânga în dreapta, să închidem și etajul 1. E păcat, muzeul are o colecție excepțională și e păcat să arate un spațiu neprimitor, să spunem așa. Deci, vă invit la expoziție, va dura două luni, până în 6 decembrie, e timp. M-aș bucura să veniți în număr cât mai mare. Doi, avem și o tombolă aici pe care muzeul o organizează. Se vor câștiga diverse produse, catalogul expoziției, care e foarte frumos. Așadar, sper să fie cu succes și aici.